În data de 15 martie, ora 19:02, un echipaj de prim ajutor SMURD din cadrul punctului de lucru Fundulea și un echipaj cu medic din cadrul ISU București-Ilfov au fost solicitate prin intermediul 112 să intervină în orașul Fundulea pe bulevardul 1 decembrie pentru acordarea primului ajutor în cazul unei persoane de sex feminin în vârstă de 81 de ani, pieton lovit de un autoturism. La accident s-a deplasat de asemenea în sprijin și un echipaj al Serviciului Județean de Ambulanță din Fundulea. La sosirea echipajului SMURD, femeia accidentată se afla în stop cardiorespirator, fiind întinsă pe carosabil. Paramedicii SMURD au inițiat procedurile de efectuare a manevrelor de resuscitare a victimei, iar în scurt timp, în sprijin, a sosit și ambulanța S.A.J. din Fundulea, continuându-se manevrele de resuscitare a femeii. Din nefericire, medicul încadrat pe unitatea de terapie intensivă mobilă sosită din București a declarat decesul persoanei la ora 19:43. Organele abilitate urmează să stabilească cu exactitate împrejurările în care femeia în vârstă de 81 de ani și-a pierdut viața.